Povestea lui Paul Alexander, cum să trăiește o viață întreagă într-un plământ de metal. Paul Alexander, în vârstă de 70 de ani, este unul dintre supraviețuitorii poliomielitei care se bazează pe utilizarea unui ventilator cu presiune pentru a respira. Era anul 1952, în perioada celei mai mari epidemii de poliomielită din America, când micuțul Alexander, în vârstă de doar 6 ani, se îmbolnăvește brusc. Singura soluție pentru ca el să rămână în viață a fost utilizarea unui plământ de fier. Astăzi, la doar 70 de ani de la acel moment, el este unul dintre cei oameni care ne dovedește că oricine merită șansa la viață, indiferent de dizabilitățile pe care le are.